Salutare, fraților! Băi, astăzi n-am filmat deloc. E ora 11:40 deja. Eu am început de dimineață de la 6. Am avut o cursă cu 3 descărcări și acum o singură descărcare undeva mai departe, la Evergem. Și am să pornesc camera să ne bucurăm și noi de soare și vreme bună, că numai ploi au fost zilele astea. Și urât ca dracu, și vânt, și ploi. Și am zis totuși, hai să dăm cu o vlogăreală așa mai scurtă. Băi, m-a camuflat ăștia așa de dimineață. 3 descărcări am avut într-o singură cursă, într-o singură remorcă. Acum o să mă duc să descarc și cel mai probabil o să și încarc înapoi. Și ceva îmi spune că de pe la San Gilles, Lily's Cakes, am eu așa o presimțire. Vedem pe parcurs dacă se adeverește sau nu. De aici de unde merg, mă îndoiesc să mă trimită la ANC-ul vieții, că e foarte departe. Sunt într-o altă parte a țării, ca să zic așa. Nu că nu se poate, se poate merge și de aici. Bineînțeles că se poate pe altă parte, dar e lung, lung drum. Eu mai am 45 de kilometri, îs pe E34, un drum fără parcări, fără benzinării. Foarte urâni, nu știu dacă o să găsesc parcare sau benzinărie până ajung acolo. Îmi amintesc că am mai fost în situație, în situația în care am avut nevoie de pauză și nu prea găsești parcare. Mi se pare că una singură este și dacă o ratezi pe aia, pa, nu mai e. Nu e cazul că mai am o oră 46 la dispoziție și doar 44 de kilometri. Deci ajung până acolo. Doar că mi-aș lua o pauză să mănânc și eu, să dorm un pic. Na, știți cum e. După 3 descărcări. Ar fi și cazul să mai... Până acum tot am mers cu 85 și acum am început să merg cu 90. Mă iau după ăștia la în față. Dar cred că o las seara la 85, așa, ca bătrânii. Să mai întindem și noi de timpul ăsta ce să facem. Adică eu am plecat oricum mult prea devreme din firmă. Plecarea și a avut-o la ora 12. Deci eu am parcurs deja jumătate de drum. Și 11:44. Deci eu abia acum ar fi trebuit să mă duc la birou să iau actele. Eu deja sunt la jumătatea drumului. Bine, nu am programare. Pot să mă duc oricând, între 7 și 19, parcă între 7 și 7, nu mă înșel. Nu, între 75 și 17. World Trading Europe, 25 de paleți. Un floc. Și mă descarcă ei, nici măcar nu. Nu trebuie să mă murdăresc pe mâini. Dar am băgat alea 3 descărcări, azi le-am avut pe la Amberpen, pe acolo. Ajunge cât am muncit. Mamă, dar ce vreme faină. Uite așa, dacă aș prinde o zi să dau și o spoilerul la jos de la mașină. Dar m-am uitat pe ăsta, pe prognoză și tot așa. O să ploaie în continuare. Aici vremea e mai faină în zona asta unde sunt eu. Înapoi la noi, la turnout, e tot așa, pot să mă urât, mai picură, mai... Bana mea.
se arată ploi în continuare. Aveam, așa aveam un plan, astăzi fiind joi, aveam un plan sâmbătă, în weekend, să schimb grila, dar dacă plouă, nu mă complic. Am tot timpul din lume. Au, băgam iaș. Uite, nu-ți mai așa sucul ăsta. Da. Am tot timpul din lume, nu e o urgență cu faza cu grila. Așa că... no problem. Merg deja de o bucată bună și tot mă uit de un loc să... opresc. De fapt, nu se opresc, că trebuie neapărat să și mănânc, că nu mi-a luat nimic de acasă. Mi-a pregătit aseară de mâncare, ca să vedeți și voi. Și am mâncat-o tot aseară. Mi-a fost foame. Am stat mai târziu, am mai lucrat la un video. Prins foamea. Ce căsuță faină. Fain cum stau ăștia, numai că pic problematică infrastructura, nu prea au asfalt, văd că. Bă, ce-i drept, nu am mai fost de mult în partea asta țării. Am ceva timp. De când am mai fost. Ce e aici? Barul camping? Tu știi, barul satului. Ce facem noi anul ăsta cu Nissan? Uite elefanți, bă, frate, din lemn făcuți. Uite ce fain sunt. Bă, ești din lău. Tot felul de chestii interesante au ăștia pe aici. Uite, un elicopter, dar de la mare, de militar, cred că. Uite, două vagoane de tren. Uite, mașini. Skytech. Ce chestii faine. Și o căsuță împădurice. Estimez că am minim 4 luni de când am mai fost în zona asta. Deci am un complex de case. Dar de fapt ce complex e? Ceva mai mare. Cred că e un sătuc întreg. Și pare a fi destul de nou construit. Deutschland. Wo gehst du? Wohin? Brum, 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 brum. Și cu somnul.
Mi-am dormit numai 4 ore aseara, azi noapte. De la 1 la 5, 12 jumate la 5:20, 4 ore și ceva, 5 ore acolo. Abia m-am trezit dimineața. Ești pe grabă, a? Trebuie să mergi să desfaci prelata. Grea viața, pătir. La prelat mai ales. Bă, am un pârci de vagon după mine. Are numărul 78. Bă, ăsta e deodată cu tata. De când firma, cred că. Ușile din spate sunt altă culoare, de pe alt vagon, e făcut din bucăți. Și partea din față și aia e tot așa, altă culoare. Ui, săracul distrus, distrus, distrus. Ne-am pus lanțul pe uși că una din încuitori nu merge. Pierd cu marfa pe drum. A, văd că mere, e precondiționat acum, recent. Adică alea de aer noi puse. Nu pierde aer, ăla e important. Roți, frâne, ABS, funcționează pe el. Lumini. Doar că e copșut, el așa e. Cauciucuri are bune. Eu nu l-am mai văzut și am un an și 3 luni, 4 luni de când lucru aici, dar nu l-am mai văzut. Cred că o sta prin service la reparat. De fapt, nici nu prea mai sunt așa multe vagoane sub 100, cu numerele sub 100. Mai e un 87, 94, parcă. Mai sunt, dar nu multe. S-au degradat în ultimul hal, a trebuit să le scoată din uz. Sorinelu îmi dă la temelie. Viața la țară în Belgia. Nu e ca viața la țară în România, nici pe departe. Asta aici e mișto, casă. Nu e ea foarte faină, dar e fain poziționată și cu grădinile alea pe lângă ea. Dracu, o casă din asta așa la țară e jumătate de milion ca popa. Ca popa e jumătate de milion. V-am zis, e ioc parcări, ioc benzinării. E foarte nasol pentru cei care trec pe aici și nu se așteaptă să fie așa pustiu și nu verifică dinainte. Super nașpa. Când e vreme așa, mai stau, mai admir casele, peisajele.
oamenii. Mar mort, cred că iepure era. Ceva. N-am apucat să văd. Ce e aici, mă? De flori. Ochelarii de soare, mă, că... Măcar-o. Aia, tati. Bă, proștiți, mă.
Toată strada e goală. El a făcut de așa natură încât să calce pe marcajele alea. Am 19 km. Și încă tot n-am găsit un peco sau parcare. Sute mii ajung acolo și nu. Și n-o să găsesc. Bă, urât-i tunelul ăsta. Mi-l amintesc. E straniu, e vechi de când lumea. Trece apă pe deasupra. Dacă prind sud aici, am pula mea la vale. Baraka. Da, vedeți acolo pe panou 3 metri. Da, nu-i despreat că eu nu mă duc încolo. 3 metri acolo, sus. Ce dau pe național. Sută în mie nu am. Și fii atent și nici la întoarcere. Să vezi tu că mănânc eu o pulă astăzi. O pulă de cal. Deci de la Anverpen până aici nu este nicio parcare, nimic, niciun peco. Fac dieta astăzi. Am 15 km și pe numai pe național, deci. Uităm. Verde, mă, până ajung eu. A, ține. A ținut. Thank you.
aici industrie, tati, pe partea aia. Ce verde. Suntem în 5 ianuarie. Partea de vest a țării aici. Ce pasaj mare pentru biciclete și pietonci. E proaspăt construit și ăsta. Mă, nu știu care e faza cu ăsta din fața mea. Știu că parcă arăta ceva de 70 peste 3,5 tone. Ora 12, eu acum 12 și 8 minute. Tocmai acum trebuia să plec din firmă. Și până aici au 110 km parcă. Nu e chiar așa departe. Să merg, mă, sau? O pulă, că n-am voie. Ah, shit. Dar n-am văzut niciun indicator în față. Mă duc pe la următoarea. Dar mai țin minte cum pula mea ajungeam acolo. Sau ea e singura variantă. Sincer, ca să fiu, asta mă pune să întorc. Cred că aia e singura variantă. Era și indicator sub 7,5 tone, cum că cu excepții, știi?
tem aici, dacă pot. Da, cred că pot aici. Tot așa cu 7,5 tone, dar n-am ce probleme să fac în altă parte. Să ajung mai acolo. Da, așa să. Să vedem ce pula mea facem. Dacă putem. Virează, virează, dacă se poate. Opa, nu-i bine. Nu-i bine că... De poduri mi-e frică, de altceva nu mi-e frică de nimic, dar de poduri... Dă-te pula mea de aici. Google Maps-ul tău cu tot. De fapt pe aici cred că s-ar fi putut, că uite-l vine și pula asta. M-am fotă în el de... De Google Maps. Trebuie să te mai și uiți, adică nu mergi numai după cum îți zice. Dacă vezi că îți arată că într-o 100 de metri, pod de 3 metri, dar nu te duci ca nebunul. Faci orice altceva, numai nu te duci.
Așa mai fost, dar nu mai țin minte cum, pe unde o luam. Că știu că navigația te ducea nașpa, te ducea iurea aici. Dar cred că pe acolo intram direct și tot așa veneam pe aici. Acum m-am dus la următoarea crezând că e mai bine, da? Numai că ar fi trebuit să fac acolo o stânga direct. Și nu știu cum te încadrezi, că era casa aia în colț acolo, în intersecție. Nu știu cum aș fi putut să mă încadrez acolo. Dar moșulică la citupe un pul avea el, că el vrea să facă la dreapta acolo. Păi nu mă vezi cu tirul? Hai mă, fute-mă în tine că mă opresc de tot. Șapte-șopt numărul la casă sau ce? Iar am 3 metri, 7 tone jumate. 3 metri 30. Păi nu mă încadrez. Unde morți mă ții, mă? Pe toate drumurile e 3 metri 30. Uite, ăsta aici locuiește. Dă cămba pula în el. Eu știu de un pod de ăla, dar nu am eu treabă cu el. Ma să nu mai fie dracu și altul. Eu știu ce Dumnezeu. Mă tot duc, aici e drumul destul de lat, în caz de ceva mă pot întoarce. Păi bine mă, uite aici trebuie să ies, un pădurice asta, e bine cum merg. Și bun drumul, da, că de pădurice asta mi-amintesc. Că e frumoasă. Uite și ăsta e fain aici. Te cam sperie indicatoarele alea, dar era și încolo și încoace, dar cred că e vorba doar de același pod. Dar eu nu am treabă cu el. E o zonă de școală aici, de unde e școala aia de acolo? Și aici e țimțirim. Și școală, și cimitir. Și biserică, toate la oaltă. Dar e frumos, rău de tot aici. Să locuiești aici, ai splendid. Ai unde să ieși, te plimbi în natură, imediat. E liniște, cel mai important. Cum sunt casele aia pe acolo. E liniștea supremă aici. Ce cu gardurile astea pe aici, ce rol au ele. No, hai să vă arăt care-i treaba cu podul vieții. Că tot am văzut indicatoare, tot am întâlnit, da? Bă, uite, când m-am uitat, poate magazin pe aici ceva, ăla-i bar. Pe aici dacă te băgai, uite, 4 metri, ba nu, nu pe aici. Aici, pe sus, dacă mergi, e ăla cu 3 metri. Dar n-avem noi nicio treabă, noi mergem în partea asta. Sau probabil o fi și următorul, tot așa, cu 3 metri. Pod sau tunel sau ce o fi, că îți dai seama că n-am fost.
lucrez numai fabrici, n-am ce să mai... Pot să uit legat de mâncare, pot să uit. Să vedem la drum, pe drum spre întoarcere, dar e aceeași poveste. Mă, dacă nu o iau pe altă parte. Teodora. Ce transportă Teodora asta? Combustibil? Dai să vedem că și aici e bulibășoală. Dai să văd pe unde mă bagă. Să arunc o privire mare dacă e bine. Parcă așa, da. Intrată la pe acolo. Aici. Ce pula mea, mă, de atâtea indicatoare, drumuri, lucruri și nu le înțeleg, frate, să mă fut în ele. Opchelet, pula mea. Dacă tind cu oglinda, crăcanii vieții. Copăcei ăștia sunt buni așa aici, dar ăștia o să trăiască mereu, mereu tunși când mai cresc. Mai trece o laie cu camionul pe aici. Și 4 minute. Cel mai probabil o să-mi iau pauza aici și în zona asta. În zona industrială. Deci firma e acolo, intru pe aici, mai bine așa cum zice navigația, că te poți duce și invers, da? Trebuie să dai de pe dreapta. Și și betonul acolo. Să vezi că nu pot să trec de el. De acolo e firma. În colț. Te în gură de prostul puli. Mâine. Bă, dar prostul trebuia să-l dau de acolo, mă. Bă, prostul. Eu am mers așa pe o provocare, că să văd dacă trec. Aici e firma, bă, băieți, mă. Mă aduc la birou și ne vedem. La ce v-am zis eu, mă, băieți, că la turnout e prăpăd, plouă. Mai am vreo 25 de kilometri. Și uite cum arată. Uitați.
Am făcut și pauză, am făcut tot ce trebuie. Și am dat și ca șmecher un program. Dar am făcut afacere. Dă-ți acolo una bucată mare carton, unul jos, full cu produse de curățat, de spălat, de draj, de laci, inclusiv de alea, de spray-uri de sub braț și alte minuni. Toate alea cumpărate din firma unde am fost, la prețuri de mizerie. Uite, de aici văd o sticlă, 1,50€, scrie pe ea cu markerul. Detergenți pentru haine, super ieftin, de tot felul am luat. Exact 49 de euro am dat pe toate alea. Că atât aveam la mine, aveam 50 de euro cash, nu pot plăti cu cardul. Îs de pe paleți care s-au dărâmat, care s-au spart, care s-au... Îs... Pot să zic eu. Ori... Îs turtite, ori... Îs unse de alte, s-o spart o singură sticlă, dar o distrus tot cartonul, le-o uns, le-o alea. Deci ele, eu le-am luat, cum s-ar zice, toate la pipăite, la test, să nu curgă niciuna. Toate sunt foarte bune. Dar la preț de nimic. Super tare compania. Dacă e careva de prin Belgia și ăsta o să-i zic numele, să știe, să aibă bani la el dacă ajunge pe acolo. World Trending Europe în Evergem. Eu știam că sunt. Am mai fost la firma asta și înainte. Deci pe toate alea din magazin aș fi dat undeva la 150 de euro, cel puțin, dacă nu și mai mult. La ce prețuri sunt, mai ales acum. Așa că o să zic acum la dispecer când ajung. Coaie, când mai prins firma asta, când mai ai firma asta, să mi-o dai mie. Ba pula, cumpăr de fiecare dată când mă duc. Mai dau și pe la prieteni, pe la alții. Adică le dau la prețul care le-am luat de acolo. Mai ajung și pe altul. Păi cum, frate, să nu merite 1,50€ o sticlă în aia, care e în magazin probabil 6€, 8€, 10€, dacă nu și mai bine. Cum ca naiba detergenții, parfumuri, tot felul de chestii, deci tot ce ține, chestii din alea de toaletă, săpun de mâini lichid, și creme de corp, de față, de dragi, o groază de prostii, pastă de dinți, absolut orice, tot ce ține de produse de igienă, de curățenie, de... Mare șmecherie. Și am văzut că mai avea acolo într-o încăpere și avea și ceva aparaturi, chestii. N-am avut bani la mine și în ăsta, dar de aia zic, când mă mai duc tura viitoare, să țin cont să am bani la mine și să pot să cumpăr. Să întreb și acolo cei cu cămăruța aia, dacă e de vânzare, ce are pe acolo. No, pe mine m-au chemat, nu mi-au mai dat încărcare, m-au chemat direct înapoi la turnout. Ora 3:27, cu pauză luată mai înainte, uite, m-am 4 ore 22 de minute, de 8 minute am plecat. Nu, no, cred că m-au mai trimite niciunde, n-are unde să mă mai trimite la ora asta. M-a auzit un zvon cum că mâine posibil să fim liberi, ar fi ceva sărbătoare, nu știu. Vedem. Dar nu cred că aș fi auzit de pe la colegi. Nu prea aș crede. Nu.
cam asta e trebușoara. M-am făcut și cu produse de curățenie. Numai bine că și trebuia detergent, că sunt pe gata acasă la mine. La fix o picat. Până la urmă a reușit să și mănânc o chestie de asta. Dar super bune. De la Peco și calde. Burger. Nu sunt ca ăia care cumperi de la din frigider, din destinul la rece, destinul la rece. Deci dă pliculeți de alea de maioneză și așa spui tu. Nu, ăsta e gata făcut. Are de toate. Castraveți, de la celălalt și prin el. Acum m-am trezit, știi? No, bun, boșilor. Cam asta a fost. Ăsta e un vlog foarte scurt. V-am explicat în mare cam ce am făcut astăzi. Și cam asta a fost. Ne vedem cu următorul.